25 octombrie, la sediul Prefecturii Călăraș, începând cu ora 14, s-a desfășurat o conferință de presă în cadrul căreia a fost predat directorului general CNAIR, Sorin Scarlat, studiul de fezabilitate pentru pasajul de nivelant superior pe DN21, kilometru 105+500, la Drajna, realizat de o societate din București. După predarea SF-ului pentru pasajul de nivelant superior de la Drajna, urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici și ridicarea proiectului pe SICAP. Voi da cuvântul colegilor noștri, colegilor mei, doamna senator și domnul deputat, subiectul Drajna. Pasaj. Doamna senator, domnul deputat, vă rog. Mulțumesc, domnului, pentru găsirea și pentru întotdeauna alături. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost prezentă această conferință de presă. Așa cum a menționat și domnul prefect, noi ne aflăm într-un stadiu destul de avansat și ceea ce înseamnă o încredere pentru noi, pentru călărășeni, pentru că pe teritoriul județului Călăraș există această investiție, iar pasul cel mai important, consider eu, și un pas ce este irreversibil este faptul că în momentul de față noi vorbim de o finalizare a ceea ce înseamnă studiul de fezabilitate pentru pasajul Drajna. Nu am venit singuri, alături de noi în cadrul acestei conferințe se află și directorul regional de drumuri și poduri Constanța, directorul CNAIR Grigore Chiș, de asemenea de la Sarge Corporation avem pe Bogdan Lucu și Ana Maria Moldovean, pe domnul Ibram îl așteptăm, am înțeles că este tocmai la pasaj, este vorba de șeful de proiect al acestui pasaj. Această investiție fiind pe teritoriul județului Călăraș, bineînțeles că suntem mândri, chiar dacă beneficiază suntem doar noi călărășenii și cei din județul Iași. Și aș, dacă îmi permiteți, voi da cuvântul colegului meu, domnul deputat Sorin Greșitor, pentru că el, într-adevăr, a urmărit îndeaproape tot ce înseamnă acești pași pe care noi îi facem pentru finanțarea pasajului de la Drajna. Astăzi, cu ajutorul multor factori implicați, și vreau să-i mulțumesc public domnului director Dima, directorul de la regională Constanța, șeful CNAIR, domnului Chiș, care astăzi este reprezentantul CNAIR-ului aici la Călăraș, domnului Chim și tuturor celor care au pus umărul la și a adus sprijin pentru acest pasaj. Astăzi ne aflăm în faza în care studiul de fezabilitate este gata, el va fi predat către CNAIR și va urma toate procedurile legale pentru scoaterea la proiectare și execuție acestui pasaj. Mai multe detalii tehnice o să vă dea cei care au făcut și acest studiu de fezabilitate și vom avea, din câte știu și o prezentare într-un format 3D și acolo vom vedea cel mai bine detaliile de care au stat la baza acestui pasaj. Domnul director Lima. Mulțumesc pentru aprecieri. Evident că aceste aprecieri sunt legate de tot ce înseamnă colectivul de RDP Constanța, inginerii care sunt acolo, cu foarte bine și sunt prezenți cu mine acum. Acest proiect, datorită și susținerii, dacă vreți un pic sentimental, a celor din Călăraș care chiar au avut emoții legate de acest proiect, și noi ne-am mobilizat și într-un final am reușit într-un timp destul de strâns, n-aș vrea să folosesc un lucru record, dar într-un timp destul de strâns să-l scoatem, să-l finalizăm, să-l semnăm. Proiectantul vine astăzi în fața dumneavoastră deja cu două soluții legate de acest obiectiv. Dar, repet, el este și foarte încărcat de sentimentalitate, ceea ce nu e rău până la urmă, că tehnic vorbim tot. Foarte mulți dintre dumneavoastră ați folosit această trecere la nivel cu cale ferată. Datorită ingenizității echipei, cred că realizarea lui va fi posibilă la fel de bine cum a fost și în prima parte studiul de fezabilitate conform legii investițiilor în România. Până apar proiectanții, o să rog pe domnul inginer Marco, care este șeful departamentului investiții, cum la fel de implicat ca tot ce am văzut până acum. Și în acest proiect, dar așa ca o mică paranteză, noi suntem echipa de consultanță și pentru podul Brăila, deci putem duce niște lucruri ușor, dar putem duce podul Brăila în calitate de consultant de RDP Constanța, putem duce și acest proiect să-l administrăm cât de cât
și să nu cumva să se potignească undeva. O să rog pe domnul inginer Marcu să te facă câteva prezentări tehnice. Proiectanții deja au ajuns în câteva minute, ori să monteze și să o să putem. Vreau să mulțumesc și eu, am uitat să-l prezint și pe domnul inginer Marcu, care în toată această perioadă cât a durat studiul de fezabilitate, am avut o legătură permanentă cu domnia sa, mi s-a dat și unde ne-am urmărit, am pus umărul, am stat pe ușor bai și unde, spune Iuzon, pus umărul ca acest pasaj și avizele care sunt necesare pentru acest pasaj să se realizeze, să meargă într-o procedură accelerată, o procedură de celeritate, ca să-i spun. Și vreau să-i mulțumesc pe această care de mulțumesc. Am să fac o scurtă prezentare, hai să spun mai mult socioeconomică, pentru că proiectantul câteva minute va veni și va intra în detalii tehnice. Vorbind de o lucrare de investiție deja avizată astăzi la DRDP Constanța, au fost avizate două soluții, dintre care este recomandată una dintre ele, cea mai favorabilă din toate punctele de vedere. O soluție tehnică cu grinzi din beton armat precomprimat, iar cea de-a doua cu grinzi din grinzi metalice. Le veți vedea prezentate în amănunt, în momentul când va veni proiectantul. S-a urmărit cât de mult ca impactul acestei investiții asupra zonei să fie cât mai redus, de aceea am ales o variantă prin care să ieșim din interiorul localității și să afectăm cât mai puține construcții existente în zonă. Valoarea investiției va fi undeva în jurul a 100 de milioane de lei, deci vorbim în lei. Încă nu am ajuns la o valoare concretă, aceasta va fi stabilită urmare aprobării indicatorilor tehnico-economici de către ordonatorul principal de credite. Pe prima soluție care v-am prezentat-o, cea cu grinzi din beton armat precomprimat, durata lucrurilor de execuție va fi undeva la 18 luni, iar pe cea de-a doua, 24 de luni, va fi ceva mai mare, având în vedere dificultatea conlucrării, practic dificultatea execuției pe metal față de beton. Aceste amănunte le veți afla în momentul când va fi proiectantul în sală. Următoarele etape, așa cum s-a discutat, vom merge la CNAIR pentru avizarea în CTU companiei, urmând ca ordonatorul principal de credite, METEU, ulterior să emită avizul. Ne vom prezenta, estimăm undeva în termen de 2-3 luni, dacă totul decurge bine, la Consiliul Interministerial, după care va fi elaborat proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice. În momentul în care avem acest HG pe investiție, va fi demarată procedura de achiziție a contractului de execuție lucrări, care va avea și o perioadă de proiectare inclusă în acest proiect. Deci se va merge pe un contract gen design and build. Dacă aveți întrebări până acum, dacă nu, o să rog pe domnul proiectant să-și instaleze. Poftiți? A spus că este o variantă grea din cele două. Da. Cea cu beton. Cea cu beton. Da. Și o să o vedeți imediat prezentat. Grinzi metalice. Plus că este și mai ieftin cu vreo 20 de milioane de lei prima soluție. Deci sunt toate argumentele ca această soluție să fie avizată. Proiectantul, prin caietul de sarcină, a avut de analizat 5 variante, de analizat și prezentat. S-au ales cele două. Întotdeauna e bine să avem și o variantă de rezervă. Dar dacă totul va decurge normal, prima soluție va fi avizată până la nivelul de hotărâre. Când credeți sau când sperați că vor începe efectiv lucrările? E greu de... Pot să vă zic că undeva anul viitor e greu de preconizat. Nu știu cât vor dura etapele de avizare. Cel mai important aspect, dacă procedura de achiziție va decurge normal, fără contestații, banii sperăm de pentru pasaj. Partea de finanțare e foarte importantă, dar o vom avea în momentul când va fi și avizat proiectul cu hotărâre de guvern. Până atunci nu putem face nimic. Cam astea ar fi în câteva cuvinte toate etapele. Deci sperați că la cel târziu... Dacă totul decurge viitor, normal, la sfârșitul anului viitor, putem începe cu execuția. Dacă nu sunt alte impedimente. Avem sprijinul
atât al companiei, al Ministerului, pentru parcurgerea etapelor de avizare cât mai repede. Sperăm să avem și aplicația de finanțare aprobată și să nu avem probleme pe parcursul procedurii de achiziție a contractului. Probleme care de multe ori nu depind de beneficiar, de achizitor, ci mai mult de participanți. Și un antreprenor serios, ulterior. Pe care, iar, din păcate, nu-l putem alege. Da. O să rog pe șeful de proiect, domnul Aihan Ibram, să prezinte echipa dânsului. Voi începe prin a prezenta un plan general, pe care vă urma în această prezentare. În introducere voi vorbi despre date generale, voi continua cu necesitatea și oportunitatea investiției. În continuare voi aborda soluțiile tehnice folosite, iar la final vă prezenta niște concluzii. Drumul Național 21, asigură legătura între municipiul Brăila și municipiul Călăraș, trecând și prin municipiul Slobozia, și este aranjat în momentul de față ca un drum național cu două benzi de circulație în secțiune. Pe tronsonul cuprins între municipiul Brăila și municipiul Slobozia este aranjat ca un drum național european, partea drumului european E584, iar pe tronsonul cuprins între Slobozia și Călăraș este aranjat ca un drum național principal. În zona Cerbrățului Albastru este zona de interes. Pasajul va fi amplasat în vecinătatea satului Drajna Nouă. Din punct de vedere administrativ, Drajna Nouă aparține de comuna Dragalina. Are o populație de aproximativ 1265 de locuitori. Este tranzitat de drumul național 21 pe direcția nord-sud, delimitat la partea de sud de autostrada A2, iar la partea de nord de care trată București-Constanța pe curs de drumul național 3A. În această imagine mărită, puteți vedea obstacolele care trebuie să depășite, canalul, un drum național 3A, precum și calea ferată București-Constanța. Voi prezenta succint motivele pentru realizarea acestei investiții. În imagine puteți vedea datele de trafic corespunzătoare anilor 2010, 2015 și 2016. Dacă ne uităm, evoluția traficului între 2015 și față de 2010, vedem că traficul este mult peste media anuală de 5.498 și care valoare, și mult peste valoarea înregistrată în anul 2010, care la momentul respectiv era sub media națională de 5.441 de vehicule. Dacă ne uităm în ultimul tabel, care arată valorile corespunzătoare anului 2016, înregistrate pe factura automat de tip ISAF, putem remarca o creștere a traficului în anul 2016 față de anul 2015 de 40%. Sărbi Corporation a efectuat în luna septembrie și octombrie 2019 măsurători de trafic, acestea coroborate cu măsurătorile care au fost efectuate în octombrie 2017, au confirmat tendința de creștere a traficului. Voi prezenta acum analiza condițiilor de circulație. Pentru a determina clasa tehnică, normele tehnice ne impun să ne raportăm la un interval de referință. Intervalul recomandat este de 15 ani. Astfel ne raportăm la anul 2037, când traficul va fi considerat ca intens, iar clasa tehnică este 2. În acest caz, drumurile se recomandă să se realizeze drum expres sau un drum cu 4 benzi de circulație în secțiune. De asemenea, s-a determinat și nivelul de serviciu actual, care este nivelul de serviciu C, care este tehnicul de recomandat în perioada de exploatare a drumului. Prognoza cererii de trafic s-a realizat în trei scenarii. Scenariul pesimist, scenariul mediu și scenariul optimist. Cel mediu este cel care este considerat cel mai probabil. În imagine puteți vedea nivelul de serviciu în scenariul mediu, dar în varianta fără proiect, se poate remarca că se va atinge și chiar depăși nivelul de serviciu D. Iar în tabelul acesta puteți vedea că în varianta cu proiect se va ajunge la un nivel de serviciu A sau B, care corespunde unei condiții de circulație foarte bune. Deci, practic, realizarea investiției va duce la sporirea capacității de circulație, va diminua duratele de deplasare între A2 și Slobozia, se va reduce poluarea atmosferică, precum și siguranța circulației. În continuare, voi prezenta soluțiile tehnice abordate. Traseul soluțiilor studiate. În punctul de început al reprezintă nodul rutier Drajna, în partea de jos, se poate observa.
Acest punct a fost convenit împreună cu autoritățile locale și cu beneficiarul. Aici se va amenaja un sens giratoriu care va deservi atât drumul național 21 existent, cât și drumul național 21 nou creat, precum și autostrada 2. Din acest punct va urma, se va depărta de liniile de medie tensiune care se află în această zonă. Va urma un traseu aproape paralel cu drumul național 21, după care va traversa canalul, drumul național 3A, precum și calea ferată, și punctul de final reprezintă aici, unde va fi realizat un sens giratoriu, aproape de intersecția cu DC20. Aici vor fi deservite direcțiile de circulație între drumul național 21-9, cele existente, precum și DC20. Lungimea traseului este de aproximativ 2,5 km. Aici puteți remarca profilul transversal tip. După cum vedeți, este amenajat ca un... este la 4 benzi de circulație, 2 benzi de circulație pe sens, pentru că acestea au fost datele care au ieșit din studiul de trafic. Voi prezenta acum prima soluție de pasaj. Prima variantă este o grindă continuă pe 5 deschideri, iar la cap de alte două grinzi continue pe 3 deschideri. Lungimea totală este de 303 metri. Din punct de vedere al secțiunii transversale, este o structură cu grinzi prefabricate din beton armat precomprimat, cu o înălțime de 1,10. Aici puteți remarca secțiunea de pe culee și de pe pilă. Iarăși se poate remarca că sunt două benzi pe sens de circulație. Culeile sunt de tip înnecat, din beton armat, acordările se fac cu sferturi de con, iar în partea dreaptă este pila, care se poate remarca că este realizată din doi stâlpi. În cazul ambelor, în cazul infrastructurilor, se vor fi amplasate 4 aparate de rează și, după cum puteți vedea, fundarea va fi indirectă pe pilos sporaț de diametru mare. Voi prezenta acum etapele de execuție pe scurt. Se vor realiza piloții, radierul, elevațiile infrastructurilor. După aceea se vor monta grinzile pe palei intermediare, urmând ca în etapa următoare să se realizeze placa de suprabetonare și continuizarea la nivelul pilelor, urmând ca în final să se realizeze toarne și statele căii și partea sistemul de protecție pietonal și sistemul de iluminat. Durata de execuție la acest pasaj, această variantă, este estimată la 18 luni. Aici puteți vedea niște imagini care arată cum s-ar integra în peisaj varianta numărul 1 în mediul înconjurător, iar în partea de jos o scurtă reprezentare grafică care prezintă elementele suprastructurii și va prezenta și elementele infrastructurii în curând. Se mișcă mai. În continuare, voi trece la varianta a doua, care în acest caz este vorba de o grindă continuă pe 3 deschideri, iar la cap de 2 grinzi continue pe 2 deschideri, o lungime totală de 327 de metri. În acest caz, structura este cu grinzi din oțel, prin inovină, cu lucrare cu patrulaj din beton armat, înălțimea grinzilor este de 2,8 metri, iar tapierul din beton este realizat cu grinzi din beton cu înălțimea de 2,10. Secțiunea de pe culești de pe pilă este aceeași ca și în varianta numărul 1, cu amendamentul că, în acest caz, vor fi folosite două aparate de rează, raportat la 4, cât erau soluția anterioară. La etape de execuție, procedeul este similar, cu o singură specificație, că în cazul tabierului de metal, acesta poate fi montat ori cu macarale, ori prin lansare de pe una dintre rampe, un procedeu care prezintă anumite dificultăți. La final va arăta ceva în genul acesta. De asemenea, o mică reprezentare care arată cum va fi integrat în mediul înconjurător cu varianta aceasta. Și aparte de jos, tot un videoclip care prezintă suprastructura pasajului și după aceea infrastructura. Puteți remarca că în punctul acesta se vede că se va face trecerea de la tabierul din beton la tabierul din oțelul în concurare cu platonarul din beton armat. Ca și concluzii, putem remarca din start, între cele două variante, în primul rând vreau să abordez costurile de întreținere și mentenanță. În varianta numărul 1, din beton, costurile de întreținere sunt mai mici decât în varianta numărul 2. Fiindcă în varianta numărul 2, structura conține și oțel, care este mai greu de întreținut decât varianta de beton. Tehnologia de execuție. În varianta numărul 1, vorbind de deschideri de 2x2,28 de metri, pot fi transportate, executate și manipulate relativ ușor, spre deosebire de varianta numărul 2, unde deschiderile tabierului din beton sunt de 40 de metri, deci implicit o dificultate mai mare
la manipulare precum și la ridicare, iar deschiderile tabelului de oțel sunt de până la 60 de metri. Deci, implicit, va fi nevoie de utilizarea unor macarare cu o capacitate ridicată. În plus, acestea vor fi și vor trebui sudate pe amplasament și după aceea ridicate, deci un control, va trebui un control riguros al sudurilor. Înălțimea de construcție. În cazul primei variante este o înălțime de construcție mai mică, iar acest lucru va duce la infrastructuri mai mici, implicit terasamente mai mici. Și nu în ultimul rând, lungimea piloților. În varianta numărul 2, fiind deschideri mai mari, solicitările asupra piloților sunt mai mari, de aceea va fi nevoie de utilizarea unor piloți cu o lungime, cu o adâncime mai mare. Iar acest lucru poate aduce complicații în procedeul de forare. Proiectul cu pasajul, l-am început cu ceva timp în urmă, eram împreună cu domnul director Dima, cu domnul director Kim, și tot ne plângeau că nu reușim cu pasajul ăsta. Și am spus, haideți, domnule, să-l începem. Și l-am luat relativ în scurt, ceea ce vă prezenta domnul director Marcu. E o premieră în 7 luni de zile să putem să ajungem aici cu el. Ceea ce nu credea nimeni, nici la vremea respectivă. Cu parte nici eu nu eram neîncredit să văd, dar oamenii ăștia și-au dat și sedința de la asta și au pus toate resursele la bătaie și suntem în momentul ăsta. L-am luat și l-am adus aici. Vă promit și că o să mă împreună cu echipa de la Constanța și o să o duci mai departe. Cu CNAIR o să o duci mai departe până la finalizare, până când o să începem să bage casmaua acolo, la piciorul podului, să vedem că începe. Când s-o finaliza, avem câteva date, am modificat în Parlament acum și trebuie să intre la votul final, legea achizițiilor publice. Există un articol de lege, n-am legea acum și îmi scapă articolul, în care se pot, prin proceduri de accelerare a lucrărilor, cu bonificații, să termine un pic mai repede. Dacă proiectantul și se alege varianta de cea cu de 18 luni, dacă cel care execută lucrarea merge pe această procedură de accelerare, să lucreze și 24, cum s-ar spune, să-l finalizeze în 12 luni, într-un an de zile, poate primi această bonificație, repet, legală, conform legii. Da, acum câteva secunde, nu ați remarcat, acest pasaj conține o provocare pentru toți parlamentarii din zonă, întrucât el este la 4 benzi, ceea ce înseamnă că DN21 de la Slobozia până la Călăraș va trebui să fie la un moment dat la 4 benzi. Deci această moștenire, indiferent cine vine, că vine PNL-ul, PSD-ul sau orice altă combinație de aici, trebuie să ducă această chestie la bun sfârșit. E fără întoarcere, din punctul meu de vedere, nu numai ca cetățean al României sau ca director, ci pentru faptul, mă repet, noi l-am făcut la 4 benzi, să rămână o provocare pentru toți parlamentarii din zonă. Deja, dacă îmi permiteți, deja aveam promisiune domnului ministru Răzvan Cuc că acest drum transregio, Chiciu, Călăraș, Ialomița până la Brăila, este supus unor analize de trafic și va fi inclus într-o viitoare finanțare cu un soc. Deja s-a aplicat pentru programul de infrastructură mare 2014-2020 POIN cu prelungire etapizată încă 2 ani, este 2022. Deja drumul transregio Brăila, Slobozia, Călăraș, Chiciu, e depusă aplicația, deocamdată sunt pași procedurali cu studiul de trafic, cu referat de necesitate, cu absolut tot, ca să se aprobă finanțarea pentru întreg drum transregio. Deci implică... Cu 4 benzi. Da, da. Drum transregio, 4 benzi, 142 de kilometri. Deși e reprins în master plan, e prins pentru 2022-2023. Asta a încercat, cum a zis domnul deputat, aplicarea pentru POIN, ca să avem finanțare. Avem finanțare, trebuie să facem demersuri în continuare. Deci, după cum vedeți, lucrurile mișcăm, dar nu trebuie să le facem peste noapte. Trebuiau începute cu ceva timp în urmă. Nu s-au început atunci. Am venit, le facem și la drumul și le facem. Pentru asta le arătăm călărășenilor că am fost votați și ne-am dus acolo în Parlamentul României să facem lucruri bune pentru călărași și pentru călărășeni și numai.